Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cu sufletul deschis. Invitatul meu din această seară este arhimandrit Andrei Coroian, preot la Catedrala Sfântul Nicolae din Deva. Bună seara și bine ați venit la noi, părinte. Bine ați revenit. Bună seara și bine v-am regăsit. Părinte, fiind în preajma sărbătorii Sfântului Ilie, mai sunt câteva zile până prăznuim pe acest sfânt, vreau să discutăm în această emisiune despre ceea ce a făcut Sfântul Ilie, cine a fost el, cum ne veghează de acolo de sus. Și prima întrebare pe care vreau să vă adresez este cine a fost Sfântul Ilie? Da, Sfântul Ilie a fost și este, pentru și că este, orice da. Sfânt, nu putem să vorbim despre el, da. La trecut, da. Că sfinții sunt pururea vii, sunt mereu vii. Este unul dintre cei mai mari sfinți din istoria omenirii, unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu pe care a avut umanitatea, care a dat umanitatea. Este sfântul care străjuiește luna iulie, practic luna lui cuptor, luna cea mai fierbinte, pentru că el este sfântul cu cea mai fierbinte credință care a fost vreodată pe pământ. Poate tocmai aceasta ar fi definiția lui. Sfântul Ilie este omul sau sfântul care a avut cea mai fierbinte credință dintre câte a fost vreodată pe pământ și cea mai fierbinte dragoste de Dumnezeu care a avut-o vreodată vreun om față de Dumnezeu. De unde ne dăm seama de lucrurile acestea? Da, deci Sfântul Ilie, deci, într-adevăr, deci a avut o dragoste de Dumnezeu atât de aprinsă și o credință atât de puternică, de totală, cum n-a mai fost nimeni în tot Vechiul Testament. De fapt, el e singurul sfânt din Vechiul Testament care îl prăznuim și în Legea Nouă, îl prăznuim și în biserică, iată, de 2000 de ani. Este singurul sfânt, practic, din Legea Veche, care este prăznuit cu cruce roșie în calendar. Da. El a trăit cu 850 de ani înainte de Domnul Hristos, în Tezva Galadului, în Israelul de astăzi. S-a născut, era în acea lume după ce fiii lui Solomon împărțise regatul Israel în două și era așa numitul regat al lui Israel și regatul lui Iuda. Adică acolo a fost un singur regat, prin Saul, apoi prin David, care practic a întemeiat dinastia regalității sfinte, oarecum, regalității dinastiei sfinte a lui Israel. Dar apoi Solomon, copiii lui, au împărțit regatul și practic în acest regat, datorită într-o lume care decăzuse foarte mult de la credința în Dumnezeu, aici s-a născut Ilie, s-a născut în Tezva Galadului, tatăl său s-a numit Sofac și se spune că tatăl său atunci când s-a născut a avut o vedenie. De aici vedem de fapt menirea sa de mare ales al lui Dumnezeu, de o ființă plină de dragostea și iubirea lui Dumnezeu, Dumnezeu și credința lui Dumnezeu. Spune că atunci când s-a născut, prunc fiind, au văzut un grup de îngeri care au venit și îl înfășurau cu flăcări, deci în loc de scutece, îl înfășurau cu flăcări și îl hrăneau în loc de lapte cu foc. Deci îl hrăneau cu văpaie, cu foc. Și în loc de scutece, îl înfășurau în flăcări. Ăsta a fost primul semn care este notat în Sfânta Scriptură, că el va fi un mare ales al lui Dumnezeu care va fi plin de focul credinței.
focul iubirii de Dumnezeu și acesta este consemnat în Sfânta Scriptură de când era copil. El, după aceea nu avem mai multe date în Sfânta Scriptură din viața lui decât când era mare. A ajuns în așa numită ceata prorocilor acolo în Israel și în cartea a patra a regilor, deci din Vechiul Testament, avem scris pe larg, practic, viața și activitatea Sfântului Ilie. Da, și apoi el, după ce a ajuns deja proroc al lui Dumnezeu, dragostea lui de Dumnezeu, practic, aceasta l-a făcut, poate că într-o lume ca și în cea care trăim noi acum, poate, în care puțină lume iubea pe Dumnezeu la modul absolut. Puțină lume credea în Dumnezeu la modul absolut. Puțină lume care... Aceasta e caracteristica sfinților, știți cum? Sfinții sunt ca niște stații de emisie, recepție cu Dumnezeu în lumea aceasta. Adică lumea crede în Dumnezeu cât crede, iubește pe Dumnezeu cât iubește, dar sfinții sunt cei dăruiți total lui Dumnezeu. Adică ei nu au jumătăți de măsură, nu au lipsuri, adică la ei totul e 100%. Și ei asta înseamnă iubirea absolută de Dumnezeu. Da, da, da. Doar sfinții pot să... Da, adică putem să spunem că doar sfinții pot să... Toți tindem spre asta, dar trebuie să recunoaștem că, adică, cei care reușesc 100% sau la superlativ, să aibă credință la superlativ sau iubirea la superlativ, sunt foarte puțini. Exact cum e și în lumea profană, adică geniile se nasc foarte rar, adică oameni care sunt peste cum se spune, medie, zice, da. Adică parcă Dumnezeu i-a dat lui Eminescu tot ce trebuia și încă ceva în plus. Da. Adică, da, ăștia sunt sfinți, adică i-a dat Dumnezeu mai mult, i-a dat Dumnezeu mai multă dragoste, râvnă. De fapt, asta e caracteristică, cele trei caracteristici ale toți sfinților. Credința absolută, iubirea absolută și ascultarea absolută. Adică asta e cel mai greu, să asculți de Dumnezeu în condiții când nu ascultă nimeni. Când poate ești singurul om care ascultă de Dumnezeu, poate un an, doi, trei, zece, și nu e ușor lucrul acesta. Sigur că întotdeauna sunt mai mulți, că Dumnezeu descoperă lucrul acesta, că nu ești tu singur, că mai sunt și alții, dar poate la modul vizibil sau conexiunile, fără să ai conexiune cu ceilalți credincioși, fără să știi, trăiești de multe ori această izolare. Este bine să-ți arăți credința. Apropo de ce ați spus dumneavoastră înainte, este bine ca oamenii să-și arate credința sau să s-o țină, s-o tăinuiască acolo numai pentru ei, să nu spună la nimeni, să nu să se ascundă că de fapt că sunt... Adică, cum este bine, de fapt? Credința este necesară să o și măturisești. Adică, la fel, credința și iubirea nemăturisite nu folosesc la nimic. Uh-huh. Adică, Sfântul Apostol Pavel spune că cu inima se crede spre îndreptare, adică crezând în Dumnezeu, îl asculți, păzești poruncile lui, faci ce trebuie, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Adică dacă nu mărturisești pe Dumnezeu, care e cea mai deosebită persoană din univers, care e Dumnezeul tău, care te-a făcut, cu care ai de trăit o veșnicie fericită, dacă nu mărturisești, atunci practic ești un fals, ești un laș, ești un mincinos. Nu se poate concepe așa ceva, adică să nu-l mărturisești, știți, asta e... Sigur că sunt momente și momente în viață, acum nu toată ziua strigi pe stradă că eu sunt credincios. Credința mai întâi se mărturisește prin fapte. Prin fapte, dar este nevoie, adică și cu gura, adică mărturisești cu fapta, întâi cu faptele, lumea vede că tu postești, te rogi, mergi la biserică, trăiești... Ai un anumit comportament, da, da. Adică ai o anumită conduită în societate, da. Ai... omenie,
ești binefăcător, ești milostiv, ești răbdător, ești bun cu oamenii, atunci sigur că oamenii văd, prin asta îți mărturisești credința. Dar la o adică trebuie să și mărturisești, că asta e o mare cinste, adică să spui că tu depinzi de fapt de Împăratul Ceresc, că de fapt tu de asta ești bun, de asta ești răbdător, de asta ești drept, ești corect, ești cinstit, pentru că depinzi de Împăratul Ceresc. Adică asta e scopul. Da, de aia și suntem așa. Da, adică... da, scopul, adică pentru că da. Harurile bune vin de la El. De fapt, noi nu le avem în sinea noastră, știți? Adică noi le avem de la Dumnezeu prin da. Creație și prin botez, sigur, când se restaurează toate harurile din noi și apoi ne reîncărcăm din ele mereu prin Sfânta Povedanie, prin Sfânta Împărtășanie, prin rugăciune, prin citire, adică prin tot ceea ce facem noi în biserică, da. Și acum să revenim la subiectul pentru să cu care am la Sfântul început, Ilie. Da. Și v-aș întreba dacă puteți să enumerați minuni, câteva din minunile pe care le-a făcut. Da, Sfântul Ilie a făcut foarte multe minuni. El este unul dintre cei mai mari făcători de minuni din istoria biblică. Dar nu, Sfântul Ilie, adică, sigur, cea mai mare minune, nu știu care ar fi. El știm că a înviat un mort, a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, care l-a hrănit într-o vreme de foamete. Dar poate, nu știu, poate cea mai mare minune a lui, care e cea mai grea, cea mai tulburătoare, este că a reușit prin rugăciune, că de fapt acesta e mesajul central, să închidă cerul 3 ani și 6 luni. Ori vă închipuiți? Deci lumea să nu mai credea în Dumnezeu. Datorită faptului că regele Ahab, care era evreu, era căsătorit cu o hitită, Izabela, și care adusese cultul idolatru în Israel, și știți, așa cum se întâmplă, cum vedem și în societatea de astăzi, dacă toată ziua pe posturile mass media se propagă necredința, imoralitatea, da. toate celelalte, atunci, sigur că ușor, mai ales cei tineri, fără experiență, fără discernământ, foarte ușor cad din credință. Și era o stare de decădere morală și de credință cum nu fusese până atunci în Israel, nu fusese niciodată. Adică, pur și simplu, căzuse cultul închinării adevăratului Dumnezeu. Și atunci Sfântul Ilie, care avea o râvnă extraordinar de mare ca lumea să nu se piardă sufletește. Că, mă închipuiesc, el din iubire pentru Dumnezeu trăia prin pustie, prin pustietăți, prin munți, avea o singură haină pe el, postea, postit uneori câte 40 de zile, 40 de nopți n-a mâncat. Deci, mă închipuiesc, ceea ce fac tot pusnicii, toți oamenii lui Dumnezeu, din dragoste de Dumnezeu, adică ei trăiesc atât de puțin ca să dea mai mare importanță spiritului, Duhului și să se hrănească cu Duhul. Deci să se hrănească cu Duhul lui Dumnezeu. Și atunci oamenii care erau deja atât de atras de materialitate, de senzualitate, încât nu mai țineau cont, uitaseră, adică de tot vedeți că mediul foarte ușor corupe, mai ales pe tineri, adică vedeți. Da. O tânără chiar așa în viața de zi cu zi, o tânără stricată poate să-l facă pe un băiat care îl face prin diferite metode să o iubească, să îndrăgostească de ea și poate să-l facă să-și uite mama, să nu-și mai cerceteze mama sau părinții. Sunt atâtea cazuri care le întâlnim în viață din da. Nefericire. Ei, în starea asta de decădere, Sfântul Ilie s-a rugat atât de mult lui Dumnezeu ca Dumnezeu să găsească o soluție, să îndrepte cumva. Și Dumnezeu a dat o soluție extremă, pentru că El a făcut acest lucru oarecum prin descoperire, prin ascultare de Dumnezeu. Este o soluție extremă care o vedem la modul general, poate văzând și în modul întotdeauna, modul general, să înțelege și un exemplu mai concret, zicem așa. Povestește Sfântul Nicolae Velimirovici undeva că o femeie văduvă și-a crescut un copil cu multă greutate, l-a crescut, l-a școlit, a ajuns să aibă serviciu și acum când avea 39 de ani, 40,
când ea era deja bătrână și ar fi trebuit ca el să o ajute, el a căzut în patima beției la început, apoi a jocurilor de noroc, și a ajuns atât de decăzut încât a pierdut serviciul, a început să vândă din casă, o forța pe mamă să-i dă pensia lui ca să o joace la jocuri de noroc, a ajuns într-o stare de decădere foarte mare. Și mama s-a rugat și noaptea, el a crescut bun, credincios, ascultător, curat, cinstit, muncitor. Și atunci nu știa ce să facă. Și ea, rugându-se lui Dumnezeu, a înțeles că trebuie să se petreacă ceva extrem cu el ca să se trezească. Și s-a rugat lui Dumnezeu ca să facă lucrul acesta, să-i dea o boală grea. Asta e un lucru extrem. Și, într-adevăr, după câteva timp de rugăciune, Dumnezeu i-a dat o boală încât el a paralizat. Și a ajuns, sta pe pat, paralizat. Avea 40 de ani. Ei, un an de zile a stat pe pat, paralizat. El a îngrijit ca și atunci când a copil de un an. L-a hrănit, i-a făcut toate. Și s-a rugat și noapte. După un an de zile s-a trezit de vă chipuiți ce grea viață, un paralizat, un bărbat în puterea vârstei, s-a trezit că ar trebui, el văzând că mama lui se roagă în zi și noapte, neîncetat, și-a dorit și el și a spus, mamă, cheamă preotul să facă un mazlu. Și-a chemat să facă un mazlu. El se gândea la sănătatea trupului. Ea s-a bucurat mult, mama a chemat preotul să facă un mazlu. Pentru prima oară s-a deschis și el și a început și el să se roage. Sigur că el se ruga să-și revină trupește, că omul cât e sănătos, puternic, chiar și păcatele atunci le poate face. Când e bolnav, nu mai poate face nici păcatele. Și nu s-a vindecat imediat. Mama s-a rugat să-și vindece sufletul. El s-a rugat să-și vindece trupul. Și după aproape încă un an, el, de când pe pat, a început să-și vină în sine, să-și dea seama. Dar ce ticălos am fost eu. Adică mama și-a luat de la gura ei, singură, m-a crescut, m-a ajutat, m-a educat. Acum când ea are 60 ceva de ani, eu am 40, în loc să o grijesc eu, să o ajut, să o fac fericită, eu iau ultimul bănuț din pensie, i-am vândut casa, am vândut lucruri, mi-am pierdut serviciu. Adică și-a început să-și vină în sine, adică dar de greșeli. Și încă într-un an de zile, așa zăcând, el s-a transformat sufletește. S-a schimbat sufletește. Ei, această schimbare a lui sufletească a fost benefică oarecum și cumva a împlinit rugăciunile mamei. Și când avea 41 de ani deja, când după 2 ani de paralizie, de a zace pe pat, în boală, și a revenit și s-a vindecat și sufletește și trupește. Acum el era vindecat și sufletește, că deja avea credință 100%, să ruga, să căia adânc datorită păcatelor, greșelilor în care a trăit. Adică și-a dat seama imens, total de greșeală imensă în care trăise. Adică el trăise într-o greșeală imensă. Adică și-a început să trăiască o viață adevărată și așa și-a revenit. Și-a revenit la copilul cel credincios, ascultător, care nu, își cinstește părinții, ajută, nu-i asuprește. Adică, până unde poate merge această decădere a păcatului. Ei, cam o asemenea stare era în poporul Israel atunci. Era un putregai în credință, în sufletele oamenilor. Oamenii nu mai aveau putere în credință. Nici nu mai aveau, aproape că uitați, era doar ca o amăgire, așa, ca o legendă ceva, credința în Dumnezeu adevărat. Dar cum au putut așa repede să treacă de la, da, credință, la starea asta? Deci decăderea aia s-a produs în câțiva ani. Dacă citiți istoria biblică, citiți acolo, s-a produs în câțiva ani. Și așa cum se întâmplă în lume, noi vedem sub ochii noștri, adică vedeți lucruri care acum 30 de ani erau imposibile sau nu ne puteam noi gândi la ele care am trăit până în 90 și acum sunt perfect posibile sau de 10 ani încoace. Adică vedeți, iar păcatul evoluează și lumea evoluează și în bine și în rău, adică și cum binele evoluează și rău evoluează. Și atunci, în starea asta de decădere, el, Sfântul Ilie, și-a dat seama că este nevoie de o intervenție extremă. Și această intervenție extremă a fost, de fapt,
o foame de cumplită. Închipuiți, rugăciunea lui s-a închis cerul, 3 ani și 6 luni, n-a plouat. Sigur că Sfânta Scriptură nu scrie amănunte, dar ne închipuim acum și ce mai știm din Sfânta Tradiție, ce a putut să se întâmple să nu ploie 3 ani și jumătate. Da. Închipuiți că au murit mii de oameni, zeci de mii poate, mii de animale, zeci de mii de animale, e foamete. Și atunci Sfântul Ilie a trăit la râul Horat sau Chirit, acolo în Valea Hozebei, și el a fost rănit de un corb în tot timpul acestei foamete. El, un corb, îi aducea o bucățică de pâine și el mânca și bea până din pârâu. La un moment dat a secat pârâul Chirit, izvorul sau pârâul Horat, și atunci a primit ordin de la Dumnezeu să meargă în Sareta Sidonului, care este în Libanul de astăzi, în nordul țării. Ei, de ce l-a trimis Dumnezeu acolo? Ca el să treacă, să traverseze țara de la sud la nord, să vadă, vă închipuiți că a văzut poate sute de copii morți, sute de bătrâni, uscați de foame, de vă închipuiți ce era în țară. Și ca să-și vadă, să-și dea seama cumva de starea în mod real. Și a ajuns acolo, sigur, acolo îl primește acea văduvă, care prin minune dumnezească, ea avea o puțină făină și puțin ulei, să-și facă o turtă pentru ea și pe copilul ei și după aceea să moară. Și el îi spune, nu-ți face turtă pentru tine și pentru copilul tău, ci fă pentru mine, că eu n-am mâncat nimic de 40 de zile. Pentru mine. Și atunci femeia a făcut și pentru că așa spune Domnul, uleiul, unde lemnul din vas nu va scădea și făina din sac nu se va termina. Da. Și așa, femeia își dă seama că de fapt se produce o minune dumnezească. Oricât lua făină, nu se termina niciodată datorită omului Dumnezeu. Sigur, la un moment dat îl și înviază, copilul moare, ea să crede că pentru păcatele ei a murit copilul, că nu poți să stai lângă un sfânt. Pentru că dacă tu nu trăiești viața sfântă, nu poți, te arde să stai lângă un sfânt. Știți, este cum poți să stai lângă Dumnezeu. Te arde, dacă tu nu ești la nivelul lui, te arde viața unui sfânt, te arde. Că el e 100% trăiești cu Dumnezeu, tu nu trăiești. Și atunci e greu să trăiești o viață lângă un sfânt. Ca și mai trăi lângă Dumnezeu, tot așa de greu. Și atunci el, după aceasta, practic, Dumnezeu îi dă de știre că s-au terminat cei 3 ani și jumătate și oarecum Dumnezeu vrea să-l înduplece, să dezlege cerul. Pentru că Dumnezeu a lăsat cumva procedeul mântuirii pe mâna lui. Adică, pentru că el era om și el vedea concret situația umană care era în țară. Și atunci el, când a auzit că era acolo în nord, a stat în Muntele Carmel, împărăteasa, de fapt, care vroia să-l omoare de multe ori, a trimis o gardă de 100 de soldați, 200, să-l aresteze, să-l ducă să-l omoare. Zicea, datorită lui Ilie, nu plouă în țară. Datorită lui Ilie, iată-i foame de 3 ani și jumătate, mor animale. Dar de ce au concluzionat ei că datorită lui? Păi orice om păcătos, el nu conștientizează că datorită păcatelor lui suferă. Că dacă ar conștientiza, ar fi rai pe pământ, toată lumea s-ar schimba. Da. Vedeți că tot suferă și imediat dacă își rupe un picior, dă vina pe nu știu cine. Vedeți? Da. Vedeți că asta e lumea, 99,9%. Adică unul poate dintr-o foarte județ sau cât poate să primească 100% ce îi dă Dumnezeu. Dacă îți moare acum copilul, tu poți să zici, Doamne, Tu l-ai dat, Tu l-ai luat, fii binecuvântat. Vezi? Nu pot. Vezi? Că nu ești 100% în voia lui Dumnezeu. Păi vezi? Vedeți? Asta. Pe așa sunt oamenii. Oamenii nu trăiesc în voia lui Dumnezeu, decât foarte puțin, poate 0,1% sau nu știu cât la sută. Și atunci asigur că ei trăiesc și ei văd prin mentalitatea lor. Adică vedeți, tot ce se întâmplă în lume este datorită mentalității acestea noastre de a ne izola de Dumnezeu. Dumnezeu este atot bunătate și noi refuzăm atot bunătatea Lui. Vrem să trăim o așa zisă bunătate, care poate să fie o bunăstare materială, fără Dumnezeu. Dumnezeu e atot puternic. Noi vrem să avem noi o putere pe pământ, prin tehnică, prin tehnologizare, prin
nu știu mai ce, prin care să nu avem nevoie de Dumnezeu. E, și prin tot ce facem, noi îl excludem pe Dumnezeu din viața noastră. E, excluzându-l pe Dumnezeu din viața noastră și având o anumită bunăstare materială, noi ajungem să facem păcate care sunt un fel de kamikaze pentru sufletele noastre, adică uciderea sufletelor noastre, orice păcat, desfrâu, ura, mânia, lăcomia, domnule, nu mai zic sodomia sau toate păcatele acestea, ele sunt ucigătoare de suflete, ne ucide propriile noastre suflete. Dar prin acestea, oarecum, noi declarăm război cerului. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut curați, cum zice că l-a făcut pe Adam, tânăr, frumos, sănătos, nemuritor. Da. În curăție, în feciorie. Și în feciorie trebuia să se mulțească doar prin rugăciune. Așa a fost planul unor lui Dumnezeu. Ei, căzând omul, el declară război cerului. Ei, și când declară război cerului, atunci nu mai poate fi pace și bunăstare nici pe pământ. Când tu declari război izvorului binelui. Că de unde scurge ție binele, tu cu el te războiești. Pentru că sigur că după aceea tu vrei un bine fără să fii conectat la izvorul binelui, fără să-l recunoști. Și atunci începi să suferi. Boală, suferință, moarte și tot. Și omul în suferința lui, el dă vina tot pe izvorul binelui. Vă dați seama ce absurditate. Adică omul în suferință dă mulți. Și ar să spun, de ce suferi atât la lume? Adică tu în răutatea ta, care tu ți-ai creat tot sistemul ucigaș și sinucigaș și e supărat pe soare care el dă lumina neliniștită. Adică chipul lui Dumnezeu în creație este soarele, care el dă lumină pașnic, liniștit, la bun și la răi. Tu poți să, tu faci ce vrei cu ea, cum se spune. Fiecare își face fotosinteza. Floarea produce flori, spinul produce spini. Fiecare face ce vrea cu energia lui Dumnezeu. Dar fiecare culege după ceea ce a făcut, vedeți, responsabilitatea. Da. Da. Și atunci... Părinte, am ajuns la sfârșitul primei părți a emisiunii noastre. Da. O să continuăm cu partea a doua, cu ceea ce ați început să-mi spuneți. Vă mulțumesc, le mulțumesc și telespectatorilor noștri. Aceasta a fost prima parte a emisiunii cu părintele Andrei Coroian, de la Catedrala Sfântul Nicolae din Deva. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. La revedere!